În episodul anterior ne-am asigurat mâncarea. Astăzi vom construi una de post. La 500 de like-uri apare următorul episod. Cred că a sosit momentul să facem și noi o casă în puii mei, pentru că noi n-avem unde să stăm efectiv. Așa că hai să vă arăt cum puteți să faceți o casă în acest biom minunat de junglă, o casă care să arate frumos și mișto. Vă aduceți aminte că în episodul anterior am spus eu că nu o să schimb nisipul de pe jos? Ei bine, l-am schimbat, pentru că n-am avut ce să fac azi noapte și cât s-a urcat videoclipul și cât s-a randat și așa mai departe, eu m-am pus, asta am făcut. Am pus pe jos pe aici pământ, s-a aproape că s-a transformat tot în gresbloc și astăzi o să vreau să facem căsuța de aici, din acest minunat regat al nostru, sătuc al nostru, că încă nu știu ce e, o fi sat, o fi regat. Mă rog, aflăm noi pe parcurs, oricum o să trebuiască să aștept să se facă tot dirtul ăsta gresbloc normal. Am eu la mine tot lemnul necesar, tot ce trebuie să fac este să mă apuc așa ușor-ușor de căsuță. Acum o să încerc eu să-i fac un shape destul de interesant acestei... aceste mirifice căsuțe. So, hai să începem. Uite, începem de aici din partea asta. O să avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5 blocuri. După care o să mergem încă 3 în spate. Aici o să vină cotitura. Aici o să fie ușa principală. După care venim cu ăsta de 4, 5 blocuri. Ceva de genul. Facem stripped oak. Bun. Și o să venim cu astea așa. Și după aia o să venim și cu astea așa. Bun. 4 și aici în spate o să fie un ăsta de 3, 4, 5. Aceeași formă mergem și o dăm așa. Bun, și ăsta este shape-ul căsuței. Așa vreau eu să arate casa noastră. Mă rog, vă recomand să nu mai faceți case care să arate de, nu știu de ce lumea încă mai face case care arată așa, gen un cub. Efectiv asta e casa, un cub și atât. Bro, suntem în 2024, boys. Avem o grămadă de tutoriale, o grămadă de chestii de învățat cum să construim și așa mai departe. Sau cred că am depășit acel nivel al Minecraft-ului în care efectiv trebuie să facem case pătrate, gen. Putem un pic mai mult, putem să evoluăm un pic mai mult. După ce am făcut treaba asta, va trebui să venim aici și să urcăm cu vreo 3 blocuri, ceva de genul ăsta. Partea asta o să vină de 3 blocuri, asta o să fie ceva mai mic, o să fie doar atât. Mă rog, o să vedem după aia, oricum o să se mai modifice un picuț shape-ul ăsta. Nu o să rămână exact chiar așa, pentru că și aici în spate o să vină un pic mai înalt. Adică de aici o să vină cu un bloc mai sus, tot shape-ul ăsta al nostru. Bun, într-o fază a acestui videoclip s-ar putea să rămânem fără jungle loguri, pentru că văd că necesită mult lemn de junglă toată nebunia asta noastră de aici. Acum o să vedem. Bun, partea asta o să vină mai înaltă făcută, cumva. Bine, ea o să se continue până pe aici, cumva, partea asta. Nu o să fie atât de vizibil aici, o să fie doar până aici și aia de acolo de 3 blocuri ar trebui să fie un pic mai mare. Acum, asta o să vină de 1, 2, 3 blocuri înălțime, toată părticica asta. Ok, și în spate o să avem același regim la nebunia asta. Deci ăsta, în teorie, de aici aș putea să-l dau în jos, nu? Mă rog, hai că o să-i mai las totuși un bloc aici, uite, aici sub așa. Ok. Bun, și nu mai am lemn. Bun, hai Dani, du-te și sparge copaci. Bă, trebuie să recunosc că zona asta parcă arată mai bine în momentul în care nu mai are, nu știu, copaci pe aici prin jurul ei și parcă cumva se vede așa totul prin jur. Deci cumva mi se pare că arată mai bine. Am reușit să adun câteva stacuri de lemn de junglă din nou, pentru că am rămas fără și sper eu ca lemnul ăsta să-mi ajungă momentan. O să trebuiască să bag și pe aici pământ, că văd că încă mai nisip pe aici, dar nu o să fac asta acum. Avem destul timp să ne ocupăm și de treaba asta. Bun, și hai să începem prin a face lemnul ăsta stript așa, pentru că nu vreau să rămână chiar cum e acum, vreau să fie stript toată nebunia asta. Și o să trebuiască, în primul rând, să-mi pun eu ăsta aici jos și în al doilea rând să facem trepdoruri. O să se lucreze mult cu trepdoruri azi. Aș putea să-l pun pe ăsta să vină de sus în jos așa, ok. Nu știu dacă mai am ceva pământ, deci ok. Mamă, câte saplinguri sunt pe aici, o să mă îmbogățesc din nou de saplinguri. O să vină ceva de genul ăsta, o să-mi fac eu și slaburi, pentru că și cu astea o să se lucreze foarte mult astăzi. Și în fiecare de asta o să scoatem noi de aici nebunile astea de blocuri pe unde o să fie cazul. Bun, deci asta ar fi prima. Aici ar trebui să vină o ușă și o să vină doar una, deci restul o să le aruncăm cel mai probabil, restul de două uși. Sau nu știu, poate le pun pe aici prin casă pe undeva. Bă, dar de fapt și de drept, de ce nu fac eu un cufăr să mai las din iteme?
Acum, pe aici, pe din afară, dacă stau eu să analizez un pic situația, mă rog, trebuie să fie o chestie de asta așa care se urcă în sus. Superb. Și acum aș putea să-l tai jos și copacul ăsta, dacă tot... Bine, hai să-l sparg de fapt de tot de frunze și după aia o să-l tai jos. Mai bine așa. Frunze trebuie să fie tată, nu mai contează. Nu mai zic că tot verzi sunt. Fapt, textură diferită numai. Dar rest sunt o verzi. Bun. De fapt, nu mă vezi că sunt de oak. Acum, o să vină cumva... Aici la geamurile astea o să vină... O să avem niște de-astea așa. Cumva să iasă în relief faptul că sunt niște geamuri aici. Bun, și vedeți că nu arată rău deloc nebunia asta. Să mor, chiar mi se pare că arată foarte ok. Vă arăt eu acum cum ar veni, cum astea aici. Deci punem 3 de-astea așa și venim cu 1, 2, 3 și ne mai trebuie trepdoruri. Aici o să pun eu, nu știu, flori, bambus, habar n-am încă, nu știu. Uite, punem de-astea, uite, jungle, o de-asta de jungle, un de-asta de oak. Bagă și o frunză aici, că e bine. Și în partea asta la fel, facem aceeași chestie. Aici punem 2 de-astea de oak. Sau, ba, hai, da, dă și niște bambus. Pe unde am și niște bambus aici, rapid. Și acum să vezi că nu mai e o bucată de bambus pe mamă, uite aici ce aveți. Mă rog, găsesc eu bambus, mă, stați, mă, liniștiți, mă, frații mei, că e greu, mă, e greu. E greu, bun. Uite, punem și bambus pe aici, așa. Deja chiar îmi place cum arată, vreți să vă mint? Mi se pare că arată chiar foarte, foarte bine. O să trebuiască să mai facem un gemuleț acolo, cumva. Chestia aia trebuia să fie, cred că, mai mare, cred că ar trebui să o mai fac eu cu un bloc. Hai să începem cu ăsta de aici, zic eu, ca să-l avem odată pe ăsta terminat. So, o să înceapă cumva de aici, așa. Începem cu el așa și o să-l ducem așa, așa și așa. Bun, ăsta trebuie să fie tot dintr-o bucată, așa că mai băgăm aici un rând ăsta. Bun, după care va trebui să venim cu acoperișul ăsta în partea cealaltă, cumva. Vezi că am dat-o bine, nu știu cum am dat-o, dar am dat-o bine rău, gen. Cumva a făcut el, cumva a dat-o în patru și s-a îmbinat acolo, ceea ce e perfect. Aici, la partea asta din față, o să plece de aici acoperișul. O să meargă așa și ăsta o să se distrugă acolo și o să vină așa. Mamă, dar vedeți că o să arate bine rău casa asta, chiar o să arate super, super fain. Nu știu cum o să editez eu clipul ăsta, pentru că eu când construiesc trebuie să fiu atent la construit și nu prea vorbesc. Tocmai de-aia aș fi preferat să fac timelapse în momentele astea, dar dacă nu se poate, nu se poate, asta e, n-avem ce face. Ok, cred că e bine acum, da. Și atunci, ăstea trebuie să vină până aici și cred că aș mai face eu... Hai să mai ducem cu încă 2 blocuri încoace. Cumva să nu arate prea dubios, știți ce zic, să nu fie prea din scurt totuși. Latră câine afară în ultimul hal și am geamul deschis, că am zis că mi-a erise și eu un picuț camera, dar cred că n-am nicio șansă. Ok, aici o să vină cam așa, cred că, acoperișul, o să-l facem ceva de genul ăsta. Bun, și aici sus, de fapt e cam mare, ăsta trebuie să fie până aici. Asta înseamnă că mai trebuie un bloc aici? Nu, no, că ar fi prea dubios după aia. Se așează dubios, stați așa să vedem. Pot să-l fac totuși așa. Perfect, ca să fie cam partea cealaltă. Și aici, în partea asta de sus, trebuie ridicat cu un bloc totuși. Dacă stau acum să mă uit, cred că s-ar putea să mai trebuiască așa cu un bloc. Și să venim cu ăsta, cum am venit cu restul de acoperișe. Adică plecăm de aici așa frumos, pac, țac, și facem așa. Bun, perfect. Am terminat shape-ul ăsta de la acoperiș. O să trebuiască să vedem și aici cu... Acum mi-am dat seama. De ăsta, cu jungle... Cu lemne de jungle, efectiv. Băi, so far so good, arată chiar bine casa asta noastră momentan. Se descurcă bine, o să mai existe câteva lucrușoare de făcut, dar pentru moment nu e rău, chiar arată decent. Bun, hai să facem și partea asta de aici acum, pentru că asta n-am făcut-o. O să mai vină un geam, uite, fix aici, așa. Ok, îl spargem pe ăsta. Bun, unul oricum o să mai vină și aici. Același regim, tot la fel, doar că o să fie de 2 blocuri înălțime. Și nu știu de ce le tot sparg eu înainte, că ar trebui să le sparg după. Gen, să fac asta și acum să sparg astea. Bun, și atunci vine la fel ca celelalte geamuri. Și acum aici mi-ar trebui mie niște mossy cobblestone de ăsta, așa, ca să fac o chestiuță pe aici un pic. O nebunie de-a lui Juve cum ar veni, nu e ceva wow, ca să zic. E bine, hai că arată nice până acum, chiar îmi place super mult cum arată. Aici aș vrea să pun un gemuleț,
Păi și-mi place că am defrișat aici, că acum pot să mă uit și eu în partea aia, gen. Pot să văd și eu acolo la mine, pot să văd casa, nu mai văd copaci. Nu arată ok, e tare, e haz rău. Nu știu, cumva așa niște slaburi, doar așa să nu pare că nu e nimic aici. Aici la fel, dar la înălțime un pic mai mare. Aici ar merge o de-asta de flori împreună cu un gemuleț de-asta așa mai măricel. Vai de aia mea. Mamă, chat. Era să plecăm după planeta Marte sau gen pe lună astăzi, nebuni. Tocmai era să mor. Fai de viața mea. Bă, nu cred așa ceva. Ok, hai că e bine că aș supraviețui. Da, ăsta e dezavantajul când joci fără căști. Dar v-am zis, am căștile la încărcat și n-am, nu știu în cât timp se încarcă, abar n-am. Bun, și acum în teorie ar trebui să începem noi să facem acoperișul ăsta. Care ăsta cred că e un picuț mai greu de făcut. Adică nu neapărat că e mai greu, e mai... trebuie făcut mai înalt cumva și atunci automat îl face un picuț mai greu de făcut. Dar nu vă imaginați că e nu știu ce fizică cuantică pe aici, e doar de să așezi un pic blocurile cum trebuie și cam asta e tot. Că deja, după cum ați văzut, dacă prinzi un pic modelul, îl faci foarte ușor. Bun, acum aici ar trebui să vină gemulețul, cumva așa. Ok, hai să nu mă urc tot cu sprus, că s-ar putea să îmbulinez pe aici și să sparg ce blocuri, ce nu trebuie să sparg de fapt. După aia venim cu astea și aici deasupra punem ăsta. Deci ar trebui să las un bloc și după aia vine slab-ul ăsta sub. Ca să știu la fel să fac și în partea cealaltă, practic. Și o să mai vină oricum pe aici gărduleț așa. Și aici din nou același regim, pe ăsta trebuie să vină ăsta așa, pe ăsta așa și aici o să vină geamul în mijloc. Iar pe ele, ceva de genul ăsta, o să mai curgă câte o frunză, două, ca să arate și mai bine construcția asta noastră. Pentru că fiind jungla, aici mi se pare normal, aici nu vă mai puteți lua de mine, că aici chiar mi se pare ok să fie frunze, având în vedere că e junglă, chat, eu zic că se merită. Partea asta de aici de jos nu o să pun frunze, doar pe aia de sus vreau să pun, că acolo... aici mi se pare că arată și mai bine dacă pun frunzele. Cumva dacă le pun pe acolo pe jos, parcă nu. Așa. Și acum pentru acoperiș nu mai avem foarte multe de făcut, decât să facem multe de-astea. Multe trepdoruri și o să vedeți de ce. Pentru că o să trebuiască pe fiecare layer de ăsta pe care este posibil să punem trepdor, să punem într-adevăr trepdor. Astea, dacă vreți, voi puteți să vă uitați un pic cum le puneți, cum le nu știu ce, eu nu mai stau să... e ok, cum sunt puse, nici mai contează. Aici ar trebui să vină niște lanterne pe astea de le-am pus eu. Dar nu știu dacă o să vină acum lanterne, că de fapt am niște bucăți de fier, aș putea să pun niște lanterne pe aici. Bun, și acum o să mă urc sus de tot să termin și acoperișul ăsta. Bun, am terminat și ultimul acoperiș din partea asta și acum, practic, putem spune că avem casa terminată pe din afară. Au, pentru că pe dinăuntru nu e terminată absolut deloc. Pe dinăuntru mai sunt foarte multe lucruri de făcut. O să mergem oricum, acum o să mergem înăuntru, o să facem și interiorul tot astăzi, pentru că, na, fiind un ghid, voi vă uitați la mine cum eu o construiesc și voi faceți după mine. Cam asta ar fi. Cam asta ar fi ideea. Hai să văd dacă să-mi aduc eu fierul. Și mă rog, aș mai putea pe la streșini pe aici, așa, gen. Cumva să fie luminată și zona asta, știți ce zic? Chiar dacă nu ar conta neapărat extrem de mult. Să fie luminată cât să nu să se spawneze mobi. Cam asta ar fi treaba, că în rest nu mă deranjează că ar sta neiluminată, dar după aia vin creeperi cum a venit ăla mai devreme și o să-mi explodeze iar tot pe aici și s-ar putea să mă umplu de nervi. Bun, și so far cam așa arată casa. Eu zic că arată destul de bine. Nu știu ce părere aveți voi, dar mie unul chiar îmi place destul de mult cum arată. Acum, este timpul să ne băgăm un picuț la creație aici înăuntru și văd că aici n-avem, mă rog, e pământul dubios pe aici a făcut. O să iau eu lemnul ăsta, o să folosim oak pe jos, că merge destul de bine, n-o să vă mint. Bun, perfect. Și acum va trebui să încercăm noi cumva, nu știu cum, să delimităm pe aici nebuniile. Adică să facem pereții necesari ca toată nebunia asta să arate ok și să arate bine, zic eu. Nu o să fie neapărat ușor, dar n-ar trebui să fie nici foarte complicat. Sau dacă eu aș face treaba asta aici, bolt asta aici, ar arăta decent, zic eu. Dacă o scoatem și cu un bloc în afară, ar fi și mai bine. Iar aici putem face o treabă de acest gen.
care să plece de aici, o scară care să ducă până aici, aici să fie practic etajul ăsta al doilea, cum ar veni. Mă rog, vorba vine etajul al doilea, partea a doua casei, nu știu cum să-i zicem la treaba asta. Ăsta se poate scoate ca să nu irosim lemnul, ăsta îl putem elimina de aici și îl refolosim. Bun, și atunci dacă ăsta vine până aici, ăsta nu știu dacă se poate scoate, nu se poate scoate, nu? Ok, ăsta nu merge scos. Deci aici va trebui să folosim niște trapdoor-uri, ceva. Bun, aici o să folosim slab-uri. Aici să mai fie încă o zonă, dar e mult prea mic spațiu și n-aș avea cum să fac asta. Gen, mă rog, aș putea de aici cumva să fac ceva așa. Dar ar fi micuț oarecum, deși ar arăta mai bine, într-adevăr, nu zic nu. Ar intra mult mai bine așa, dar totuși, hai că nu e chiar așa de... Nu e chiar atât de mic pe cât credeam eu. Hai să mai facem niște lanterne. O să mai avem un picuț nevoie de lanterne. Bun, uite aici sus mai merge una pusă ca să avem lumină și aici. Aici cumva cred că o să fie patul nostru. Da, o să vreau să fac eu și o zonă pentru cufere. Nu știu care lemn la mai mult. O să le împrăști pe aici niște cufere de-astea așa. Bun, și aici cumva o să vină mai multe așa. Și alea o să rămână acolo. Crafting-ul ăsta o să zboare aici. Hai până aici să vină așa și aici să vină tavan normal, zic eu. Ca să pot să mai agăț și o lanternă în tavanul ăsta aici. Nice, până acum arată nice, îmi place. I like it, I like it. O să vreau să mai fac un furnace. Un furnace care o să vină pus aici frumos. Pac. Bun, pe aici, pe chestiile astea aici pot să pun lucruri. Nu știu exact ce aș putea pune. Mă rog, niște flower poturi ar merge, dar momentan, pentru că nu avem niște frunze, vorba... Niște frunze merg, nu e problemă. Frunzele astea merg aici, nu e panică, nu e stres. Bun, o să scoatem astea. Ok, și o să mai trebuiască o lanternă aici cumva. Nu știu cum, să cadă de aici din tavanul ăsta cumva așa. Ok, nici aici nu-i foarte multă lumină, dacă stau să mă uit acum. Dar mă rog, cu timpul o să mai băgăm și pe jos chestii. Dar momentan n-am ce să pun și pe jos acum, sincer să fiu cu voi. Că momentan pe jos rămâne așa. Bun, aici o să facem așa. Am eu o chestie în cap cumva să continui. Nu e pattern-ul ăsta, nu știu dacă o să-mi iasă mie. Da, mă rog, ar merge, dar mai trebuie cumva modificat tavanul ăsta de aici. Ok, și arată bine acum și tavanul în partea asta. O să mai băgăm niște de-astea pe aici. Super, bă, vedeți că arată bine până acum. Chiar mi se pare că arată foarte bine. Mă rog, filmez și de o oră și ceva deja. Deci, clar, a durat să fac toată asta și încă mai durează să termin toată asta. Dar cumva arată nice. Chiar îmi place. Îmi place și îmi place foarte mult cum arată. Bun, aici o să punem o ușă. O să pun de-asta de jungle pentru că n-am alta momentan. Mă rog, și dacă aș fi avut, sunt zgârcit și o să folosesc totuși asta. Chiar dacă nu merge absolut deloc. Trebuie, bă, hai să punem ușă de spruzlau. O să mă pui mei de treabă, că arată ca la torce aici, ești nebun. Las, hai, mai bine punem ușă de spruz și să te mai liniștiți. Nu o să avem momentan covoare prin casă, pentru că nu avem de unde covoare în puii mei. Chiar nu avem de unde. O să vreau să dorm repede. Fuck, am văzut creeper-ul, zim că nu vine la mine. Hai să dormim. Repede. Oh my god, ce faci, mămuță? Și-a luat damage muța mea aici, nebun. What the freak. Nu exploda. Fii cu minte, nu exploda. Stai că am uitat, mă, că ăștia se sperie de pisici. Da, hai că e bine, foarte. Păi ar trebui să vină în jur casa de pisici, sunteți nebuni. O să trebuiască să aducem noi din iteme așa ușor. Uite aici că tot e cufărul ăsta pus și nu vreau să-l mai mut acum. O să-l las aici. O să-i fac așa o măsuță. O să-l las și crafting-ul ăsta aici, că era așa ăsta pus. Și să nu-l mai mut nici pe ăsta. Aici băgăm și noi niște frunze pe aici prin colțurile camerei. Și în principiu cam asta ar fi căsuța noastră. Nu e ceva mare, e rău de tot. Dar eu zic că arată foarte bine. Gen, cât timp ne-a luat să o facem și pentru cum arată, sunt de părere că arată demențial, nu că arată bine, adică iertați-mă pe mine, chiar cred cu tărie că asta arată foarte bine casa asta. Bun, o să luăm și ăsta, cuferele o să remut eu off-camera pentru că e partea cea mai plictisitoare. Dintre toate astea e cea mai plictisitoare. Campfire-ul o să-l las acolo. Pisica asta aș vrea să știu dacă vine și ea cu mine în casă. Da, mă, da, bravo, Miții, stai aici în sufragerie, da? Uite aici, stai aici, da? Ăsta o să-l pun eu afară, clopoțelul ăsta, clonțopelul. Nice, patul meu o să vină pus aici. Ok, furnalele astea unul o să vină
aici și unul o să mai integrez eu pe undeva pe aici. Ăsta de aici o să fie cufărul cu lemne. Vă zic de pe acum, ca să ne înțelegem. Aici avem lemne și frunze. Nu, de fapt frunze nu, doar lemne. Okay, aici o să avem noi minereuri. Aici o să avem chestii legate de grădinărit. Aici o să avem nisip, gravel, chestii. Aici o să avem pietre. Bun. Oameni faini, cam atât ar fi cu această minunată casă pe care am făcut-o noi aici. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Sper că ați învățat să faceți o casă în acest episod cu numărul 3 din ghidul pentru Minecraft Hardcore. Eu am fost Dani, iar până data viitoare să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Bye, bye!